Dragile mele gospodine, bună ziua și bine v-am găsit sănătoase din nou! Dragile mele, astăzi am făcut o minunată ciorbă de păstăi. Foarte bună și foarte gustoasă. Ce am pus? Am pus morcov, ardei, țelină, păstârnac, vedeți, ceapă. Deci am pus apa la fiert, am pus toate zarzavaturile, întâi morcovul și cu țelina pentru că ele fierb mai greu. Și apoi am pus păstârnacul și ardeiul, păstăile, vedeți, au fiert bine. Când aproape au fost fierte, am pus și țelină verde și leuștean verde și un pic de pătrunjel. Separat, într-un vas, am pus un pic de ulei și cu un pic de ceapă, cu un pic de morcov și cu un pic de ardei și le-am uiat un picuț. Apoi am pus bulionul. L-am lăsat 5 minute să se moaie și am adăugat în această minunată ciorbă. Borșul l-am pus separat la fiert, deoarece în momentul în care borșul fierbe, ciorba se păstrează limpede. Vedeți că ciorba rămâne limpede. Are un colorit frumos, vedeți, legumele au o textură frumoasă, toate tăiate frumos cubulețe, se văd foarte viu colorate, deoarece, dragile mele, de ce au rămas aceste legume și nu s-au oxidat? Pentru că am fiert această ciorbă fără capac. Deci în momentul în care pui capacul, se oxidează legumele și nu își mai păstrează acest colorit viu. Am potrivit de sare, un pic de piper și am pus și o generoasă creangă de cimbru, care apoi o înlăturăm. Pentru că toate aceste își lasă o dulceață și o savoare extraordinară. Când faceți ciorba de păstăi sau orice tip de ciorbă, e bine, dragile mele, să stați lângă ea, să stați, să dați foarte multă atenție, să gustați din când în când și să-i potriviți gustul. Este foarte important, de sare, de acru, de tot ce trebuie. Și va ieși o ciorbă minunată, minunată. După ce am oprit, acum am oprit flacăra, vedeți, ciorba este gata. Am pus, după cum se vede, câteva zări de ulei crud deasupra și iar o mânuță de țelină verde din grădină și amestecată cu leuștean verde, vedeți? Și se păstrează acestea verzi. Își lasă și parfumul în ciorbă și se păstrează și coloritul. Această ciorbă a ieșit minunată, cu un pic de ceapă sau cu ardei iute, fiecare după preferințe. Un deliciu, dragile mele, vedeți că am folosit și păstăi albe și păstăi verzi, pentru ca să aibă și un aspect plăcut. Deci mâncarea trebuie să fie și gustoasă, dar în primul rând trebuie să o mâncăm cu ochii, să aibă un colorit plăcut, o culoare plăcută, o textură plăcută legumele. Vedeți, a ieșit o ciorbă minunată. Acum vă las, vă pup și vă doresc o zi binecuvântată. Pupici cu sclipici!